Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, în capitolul pe care îl avem în față, capitolul 17 din Evanghelia după Luca, îl găsim pe Domnul Isus avertizându-i pe ucenici cu privire la cât de grav este să-l faci pe altul să păcătuiască. De asemenea, el mai vorbește despre iertare și despre slujirea cu credincioșie. Tot Luca este singurul care redă pilda în care slujirea dedicată care îi se cuvine stăpânului este tratată. Tot aici este descris incidentul cu vindecarea celor zece leproși, dintre care numai unul se întoarce să mulțumescă. Cam aceasta ar fi agenda capitolului. Domnul Isus începe cu avertizmentul referitor la prilejurile de păcătuire. Isus a zis ucenicilor săi, Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moare de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Ce ce spune Domnul aici este foarte grav. Voi fi foarte sincer cu voi. Cred că aș prefera să fiu oricine altcineva decât o persoană care vinde droguri adolescenților, de pildă. Cred că pedeapsa pentru cel care vinde droguri va fi mai mare decât pentru alții. Pentru că este foarte grav, așa cum bine exprimă Domnul Isus, să-i faci pe alții, mai ales pe cei tineri, să păcătuiască. Un singur lucru este mai rău decât acela de a ajunge în iad și anume să-ți auzi fiul sau fica spunând Am ajuns în iad pentru că te-am urmat pe tine. Acesta este lucrul cel mai rău care îi se poate întâmpla cuiva. Iată de ce cred trebuie să ne gândim nu doar la noi, ci și la cei din jurul nostru atunci când cedăm în fața ispitelor. Noi purtăm și responsabilitatea altora. Vreau să mergem mai departe. Luați seama la voi înși vă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, zice zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sedește-te în mare și va asculta. Cu alte cuvinte, ucenicii Domnului Isus trebuie să fie oricând gata să ierte. El nu spune că cel care a păcătuit nu trebuie mustrat. Cel care a greșit trebuie să înțeleagă că a făcut ceva rău, dar când se pocăiește cu sinceritate, el trebuie să fie iertat, chiar dacă repetă greșeala. Acum avem încă o situație în care Domnul Isus se dovedește a fi foarte sever. Mulți spun despre Domnul Isus că era blând. Chiar îl numesc blândul Isus, și, într-adevăr, este un om blând. Dar dacă citiți aceste fragmente, veți vedea că el a fost de asemenea și foarte sever atunci când a fost nevoie. El era blând cu copiii, dar nu și cu cei care îi făceau să păcătuiască. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp? Vino odată și șez la masă. Ni va zice mai degrabă: Gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. Dați-mi voie să fac o exemplificare aici pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba. Unii oameni cred că pentru că încearcă să respecte ce spune predica de pe munte și sunt buni vecini, străduindu-se să iubească pe oameni, va veni o zi în care Dumnezeu va spune Ce om bun ești! ți-ai câștigat biletul de drum spre cer. Dacă împliniți ce spune predica de pe munte și respectați cele zece porunci, ceea ce este destul de greu oricum, nu faceți altceva decât ceea ce trebuie. Credeți că veți primi mântuirea pentru aceasta? Dragul meu prieten, să respecti aceste legi este ceea ce trebuie să faci tu și oricare alt om crea de Dumnezeu. Este nevoie să recunoaștem faptul că mântuirea este un dar. Pentru acesta nu se poate lucra, Respectarea legii lui Dumnezeu este o datorie. Deci nu trebuie să ne așteptăm la răsplată atunci când o facem. Tot așa și voi, continuă Domnul Isus, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit să faceți, să ziceți, suntem niște rob netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Mergem mai departe însă și învățăm o lecție despre mulțumire și recunoștință. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Amintiți-vă că Domnul se afla pe drumul spre Ierusalim. Pe când intra într-un sad, l-au întâmpinat zecele proști. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Isuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut, Isus le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritean. Farisei au tresărit când au auzit aceste cuvinte. Isus a luat cuvântul și a zis, Oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Domnul Iisus vindecă zece leproși, dar acum numai unul din cei zece, care pe deasupra era și samaritian, s-a întors să-i mulțumească lui Iisus pentru ce a făcut. Iisus a mai făcut și un al doilea lucru pentru el. I-a iertat păcatele. Ceilalți nouă leproși au fost vindecați, dar nu și mântuiți. Mulțumirea și recunoștința ar trebui să fie nelipsite din inima creștinului. De ce mergeți la biserică duminica? Vă duce să vă închinați lui Dumnezeu și să-i mulțumiți pentru tot ce a făcut în viața voastră? Mulțumirea pentru tot ce a lucrat Dumnezeu în viața voastră face parte din închinare. Biblia chiar ne spune să ne aducem cererile la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumiri. Este necesar să avem o inimă plină de mulțumire față de Domnul. Mai mult din ceea ce vedem aici, este clar că mulțumirea nu este în natura firii noastre. Chiar i-a uimit Domnul Isus Hristos pe farisei spunând că cel care s-a întors să mulțumească era samaritian, adică cel la care nimeni nu s-ar fi așteptat să se întoarcă să mulțumească, tocmai el a făcut-o. Dragii mei, trebuie uneori să luptăm împotriva firii noastre. Poate firea noastră este nemulțumită, dar trebuie să învățăm să dezvoltăm o atitudine mulțumitoare față de Dumnezeu, pentru că avem suficiente motive. Farisei au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Isus spune că împărăția lui Dumnezeu nu va veni în așa fel încât să atragă privirile. Dar, cu cine vorbește Domnul Isus aici? El răspunde fariseilor, care îi cereau să spună când va veni împărăția. Domnul Isus nu spune că împărăția lui Dumnezeu este în inimile acelor farisei ostili, fără frică de Domnul. Împărăția lui Dumnezeu era în mijlocul lor, în persoana Domnului Isus Hristos. Împăratul stătea chiar acolo, înaintea lor stătea înaintea lor și le vorbea deja despre a doua sa venire în lumea aceasta. Una din cele mai mari iluzii ale acestui veac este aceea că omul se va face mai bun pe sine însuși și lumea în care trăiește, că va ridica împărăția lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Omul se așteaptă să aducă pe pământ împărăția milenară fără Domnul Isus Hristos. Ziua glorioasă a împărăției a fost subiectul multor intervenții ale Domnului Hristos. De fapt, el a pus un mare accent pe viitor, al schimbării iminente și al revenirii sale. Un teolog liberal care predicase despre Domnul Isus ca învățător etic a obosit să vorbească la fel ca un papagal și a început să studieze cuvintele Domnului Isus Hristos. El a descoperit că Domnul Hristos era un învățător escatologic. A scris și o carte pe această temă și a spus că principalul lui subiect era viitorul, revenirea lui pe pământ. În acest fragment atât de important pentru noi, Domnul Isus avertizează ucenicii să nu fie înșelați cu privire la revenirea Lui. Întoarcerea Domnului Isus va avea loc în două etape. Prima etapă constă în ceea ce noi numim răpirea bisericii, care înseamnă luarea în ceruri a celor credincioși. Dar în acest fragment Domnul Isus vorbește despre cea de-a doua fază a întoarcerii sale, revenirea pe pământ pentru a pune bazele împărăției Lui, și acest lucru se va întâmpla după răpire. Și a zis ucenicilor: Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice: Iată-l aici, iată-l dincolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. La prima sa venire, Domnul Isus n-a fost recunoscut, pentru că cei care se uitau după el, se uitau după un Mesia cuceritor care ar fi trebuit să-i elibereze de romani. În loc de aceasta, el a venit în lume în trupul unui prung și a trăit ca un om simplu. La următoarea sa venire nu va mai poposi într-un loc mic precum Betleemul, ci va veni în slavă. Prin urmare, Domnul le spune ucenicilor să nu dea nicio atenție celor care vor spune că El este aici sau acolo sau că va veni la o anumită dată. Acesta este motivul pentru care nu se poate stabili cu precizie data venirii Domnului Isus. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Când Domnul Isus va veni pe acest pământ să pună bazele împărăției sale, va veni la fel de vizibil ca un fulger. Vă rog, comparați acest verset cu pasajul mai lung din Evanghelia după Matei, capitolul 24. Acolo veți descoperi mult mai multe detalii. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. După cum vedeți, dragi prieteni, crucea făcea parte din programul lui Dumnezeu. Era trecut pe calea crucii pentru a ajunge la mine și la tine. Programul lui era foarte clar: va suferi și va fi respins de poporul său. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Dar cum era în zilele lui Noe? la ce se referă. Iată ce spune Domnul. Mâncau, beau, sensurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Poate vă întrebați, dar ce este neregulă cu aceste lucruri? Ele fac parte din cotidianul vieții. Căsătoria nu este un lucru greșit, este un lucru bun și drept. Sau ce este rău n am mâncat și a bea? Trebuie să ne hrănim în cele din urmă pentru a trăi, dar de ce menționează Domnul Isus aceste lucruri, dându-le și această notă negativă? Ei bine, generația lui Noe trăia ca și când Dumnezeu nu ar fi existat, ca și când judecata nu ar fi fost prezentă. Astăzi oamenii beau și mănâncă și nici măcar nu se mai căsătoresc, ci doar trăiesc împreună, fără să recunoască faptul că va veni judecata lui Dumnezeu. Este drept, când anume, nu știm. Certitudinea este însă faptul că ea va veni. Pentru că așa cum s-au împlinit toate cuvintele lui Dumnezeu, se vor împlini și cele cu privire la judecată. Problema nu era în ceea ce făceau oamenii aceștia, ci problema era că ei își puseseră întreaga viață numai în lucrurile acestea, uitând de Dumnezeu, ignorându-L pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla ai doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. În acest moment, Domnul spune un lucru foarte important. Lot este cu totul diferit de noi, cu toate că există și asemănări. Niciun locuitor al Sodomei nu a intrat în panică. Niciunul nu și-a vândut proprietatea grăbindu-se să iasă din cetate. Bursa nu s-a prăbușit din cauza că Lot a spus că vine judecata lui Dumnezeu. Cei din Sodoma pur și simplu nu l-au crezut. Dumnezeu nu a distrus cetatea până ce Lot nu a ieșit din ea. Nici nu va aduce marele necaz asupra acestui pământ care precede venirea lui Hristos până nu-i va lua de aici pe toți cei ce sunt ai lui. Este interesant că Domnul Isus folosește exemplul lui Lot aici spre deosebire de discursul său din Matei, capitolul 24. El procedează astfel pentru că, în Evanghelia după Matei, Domnul Isus răspunde la o întrebare despre venirea sa pe pământ pentru stabilirea împărăției lui Dumnezeu. Aici, în Evanghelia după Luca, este vorba despre un subiect mai larg. Sodoma era o sândită la nimicire din cauza păcatului ei, iar în momentul în care Lot a ieșit din cetate. Judecata a căzut asupra ei. Convingerea mea este că marele necaz va începe în momentul în care credincioșii au părăsit acest pământ, atunci când ei vor fi fost răpiți în ceruri. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Dumnezeu are astăzi pe pământ oameni care sunt la fel ca lot în multe privințe. Deși l-au primit pe Domnul Isus ca mântuitor personal ei încă mai fac compromisuri cu lumea. Și totuși, credincioși fiind, ei vor fi luați din lume în ziua judecății. Astăzi lumea nu ascultă de avertizmentul bisericii, ceea ce este la fel ca în zilele lui Lot. La fel ca atunci, oamenii cred că ceea ce spunem noi este o glumă. Este doar o idee fixă a noastră cu privire la sfârșit. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. În relatarea din Matei, perioada aceasta este numită necazul cel mare. Acum ne întoarcem la zilele lui Noe, cu care a început domnul acest fragment. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nevasta lui Lot este un exemplu de persoană care nu crede în Dumnezeu. Ea avea fiice și prieteni în Sodoma, Probabil că avea o partidă de cărți în după amiaza aceea. Și poate ea tot repeta, hai să ne întoarcem acasă. De ce am plecat de acolo? Dar, în cele din urmă, ea se uită înapoi. De ce a privit ea oare în urmă? Pentru că ea nu l-a crezut pe Dumnezeu care a spus că va distruge cetatea. Prin urmare, a ne aminti de nevasta lui Lot înseamnă a ține minte că trebuie să credem ce spune Dumnezeu. Oricine va căuta să-și scape viața, continuă Domnul nostru, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Acesta este unul din marile paradoxuri ale scripturii. În ziua aceea va fi mare înghesuială și mulți vor dori să-și salveze viața, dar va fi prea târziu. Oamenii trebuie să fie dispuși să-și piardă viața înainte, adică să-i o predea lui Isus Hristos. Orice încercare de a vă salva viața, dragii mei, în ziua aceea, va fi zadarnică. Vă spun că în noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cine a fost luat din lume în zilele lui Noe? Cine a fost lăsat în lume? Aici Domnul Isus nu vorbește despre răpire. La fel ca în Matei capitolul 24, începând cu versetul 37. Aceasta este o referire directă la luarea celor necredincioși pentru judecată și lăsarea pe pământ a celor care vor intra în împărăția milenară. Observați, vă rog, că Domnul Hristos credea într-un pământ rotund. Unul va fi în pat în timp ce altul va lucra la timp. Va fi zi de o parte a pământului și noapte de cealaltă parte. Ucenicii l-au întrebat: „Unde, Doamne, iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Pentru a înțelege mai bine acest verset, comparați-l, vă rog, cu cel din Apocalipsa, capitolul 19. Este vorba despre versetul 17. Acesta este ceea ce noi numim Bătălia de la Armagedon, care este, de fapt, războiul de la Armagedon, care va lua sfârșit când Hristos va veni să pună bazele împărăției sale. Dragii mei, acestea sunt lucrurile pe care Domnul Isus le spune cu privire la sfârșit. Menirea lor nu este aceea de a ne speria, nici aceea de a oferi dată amatorilor de speculații. Domnul dorește să ne facă conștiinți de o realitate cu care întreaga omenire se va confrunta, fie că dorește, fie că nu lucrul acesta. În acele momente, dragii mei, suferința nu va fi cauzată numai de ceea ce se petrece în jurul nostru dar și de ceea ce va fi în inimile noastre. Pentru că, vedeți, în acele momente, orizonturile cunoașterii noastre vor fi mărite. Atunci, cei care l-au respins pe Domnul Isus vor cunoaște pe deplin pe Cel pe care l-au respins. La fel se va întâmpla și cu cei care cred, numai că pentru ei va fi o bucurie în plus. Pentru cei ce l-au respins nu va fi decât, așa cum descrie și Domnul Isus, plânsul și scrâșnirea dinților. Ceea ce este extraordinar, dragul meu ascultător, este faptul că poți să fii printre cei care așteaptă cu bucurie acele momente. Și nici măcar nu ți se cere să faci cine știe ce lucruri mari. Tot ce trebuie să faci este să accepti că ești un păcătos și că de acest păcate poate izbăvi numai Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Acceptând că El este Mântuitorul tău și Domnul tău, vei fi imediat primit în Familia lui Dumnezeu. Vei deveni copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu nu are intenția de a face vreun rău copilor săi. Încă o dată, dragi ascultători, este important să ținem cont de faptul că iadul nu a fost creat pentru oameni. Acolo este locul diavolului și îngerilor care l-au urmat. Niciun om nu ar trebui să ajungă acolo, dar diavolul se luptă din răsputeri să ducă cât mai mulți cu sine. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați. Nu este nevoie Domnul Isus a câștigat orice luptă pentru noi. Tot ce trebuie să facem este să credem și să pretindem victoria Lui în viețile noastre. Este un lucru foarte important și trebuie să ținem cont de El. Fie că aceste cuvinte să atingă inimile noastre și orice nesiguranță, orice capcană întinsă de inamicul lui Dumnezeu și al omului, diavolul, să fie distrusă. Fie ca noi toți să avem bucuria descoperirii complete a Dumnezeirii atunci când Domnul îi va chema la sine pe toți cei ce au crezut în el, și fie ca și tu, dragul meu ascultător, să fii printre ei. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.